Oribila crimă s-a petrecut sâmbătă noaptea. Victima, un bărbat de 64 de ani, îi oferise de ceva timp adăpost fiului său în vârstă de 35 de ani. Amândoi obișnuiau să bea, iar de fiecare dată ieșea și scandal în casa lor. De această dată însă spiritele s-au încins mai tare, iar tânărul a luat o bâtă și și-a lovit tatăl în cap. Loviturile năpraznice i-au fost fatale omului. Ucigașul s-a gândit să scape de cadavru și l-a târât câteva sute de metri până la o râpă în care a aruncat trupul neînsuflețit. Procurorii au declanșat o anchetă. Inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu un corp dur tatălui său în zona capului și peste corp, leziunile suferite ducând la decesul acestuia din urmă. După săvârșirea faptei, inculpatul a transportat pe tatăl său pe albia unui râu din apropierea locuinței. Ulterior, s-a deplasat la fratele lui, căruia i-a comunicat că tatăl lor a decedat fiind omorât de o rudă comună. Pe parcursul cercetărilor, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei. Acesta a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior a fost emis mandat de arestare preventivă pe numele lui pentru o perioadă de 30 de zile. Frații tânărului sunt șocați de cele petrecute, mai ales că individul nici nu a vrut să recunoască crima. M-au zis că a fost mort de vineri, deci el a fost mai de mult mort. A stat cu el în casă și pe urmă l-a dus la gârlă. El avea mai de mult în cap să-l omoare, dar... Au mai fost probleme în trecut? A mai încercat el, dar era femeia acolo, a mai sărit, adică l-a mai scăpat. Și l-am întrebat că cine l-a omorât și a spus că un văr de-al nostru și el l-a creat în Vâlcea. M-am dus acolo cu el, la locul faptei și l-am găsit mort în Vâlcea. Am sunat la 112 și a venit poliția și... De fapt, făptașul era fratele meu. Da, da. Mai puteți să îl priviți noi pe fratele? Nu, nu mai, nu. Chestia asta ce a făcut-o nu. Și localnicii spun că bietul om nu merita să aibă o astfel de moarte cumplită. Tânărul este acum arestat și cercetat pentru omor deosebit de grav. El riscă până la 25 de ani de închisoare.